Aici sunt vulcanii Noroioși, probabil cel mai cunoscut loc turistic din județul Buzău. Îi vizitez, sunt extraordinari, vine multă lume. Ce faci însă după aceea, dacă vrei să ai o mâncare bună, cu tradiție și ceva rafinament românesc? Dacă vrei să ai o cazare bună, dacă vrei să cunoști niște producători locali, niște oameni care pun suflet și fac lucrurile într-un mod cu totul și cu totul deosebit. Scoți Via Profi, intri pe viaprofi.ro pe internet și te uiți la județul Buzău. Și o să vezi că la cel mult jumătate de oră, dar ce zic eu jumătate de oră, chiar și într-un sfert de oră, ajungi în niște locuri uimitoare pe care vi le povestesc și vi le arăt astăzi. Haideți să cunoaștem pe buzoienii care pun suflet și fac lucrurile altfel. La jumătate de oră de vulcani, Pâclele Mari sau Mici, cum le zice prin partea locului, este localitatea Rătești. Via Profi ne spune că aici găsim rafinețuri de la conacul Grigorescu. Suntem la Rătești, nu departe de Buzău. Ne-a adus Via Profi aici, în mod evident, viaprofi.ro. Ce scrie despre punctul nostru de întâlnire? Spune așa că aici este domnul Thorsten Kirchner, care este bavarez de origine. Din 2010 s-a mutat în România împreună cu soția lui Iuranda, s-a îndrăgostit de arhitectura tradițională din zona Buzăului și și-a dorit să dețină la rândul lui o astfel de bijuterie. La scurt timp a descoperit un conac construit în 1930, aparținând unui boier local, și de aici începe povestea cu mașina asta pe care o vedeți aici, cu care domnul Kirchner a venit în 2010. Mașina mai îmbătrânit, la locul ăsta a întinerit și scrie o cu totul și cu totul altă poveste, o poveste cu arome, cu finețuri, cu condimente, cu drușaim. Am zis bine drușaim? Da? Am zis bine, mai iau, că e prima dată când aud de chestiunea asta, o să vedeți ce se face. Așadar, vă spun povestea de aici, suntem la rafinețuri, la conacul Grigorescu, unde e și turism, dar și mâncare cu totul și cu totul altfel din România asta de poveste. Hai să punem un pic de suflet. Iuranda Kirchner nu este șef, dar talentul său mare combină produse locale cu mirodenii din toată lumea. Brandul său de dulcețuri, zacuști, siropuri a dus la formarea unei mișcări slow food în județul Buzău. Producători de miere, de smochine, de mied, de vin, de mure, toți sunt de găsit în micul magazin. Ghimbirul, dulceață de căpșuni, face mulți dintre noi, sau da. Mulți, dar ghimbirul a venit de la dumneavoastră. Da, deci eu am încercat să nu fac dulcețurile așa cum se fac, ci să le reinventez un pic, adică gutui cu drușaim, asta făcea bunica, n-am inventat eu nimic. Asta nici nu știu ce este drușaim. O să vi-l arăt în curte. Este o mușcată care provine din Africa. Da? Da. Deci gutui cu mușcată, stați un pic. Da, da. Gutui cu mușcată. Exact, da. Da. Puteți să-l deschideți, să-l încercați. Da, asta chiar trebuie să fac, că nici măcar n-am auzit, deși ți-atent scrie aici. Drușaim, da? Drușaim. Drușaim. N-am auzit niciodată de drușaim, deci da. Gutui cu o mușcată. Da, exact asta făcea bunica. Asta făcea bunica noastră? Da, deci asta nu este inventată de mine. Bunica de unde era? Bunica se trăgea cumva dinspre Râmnicu Sărat. Ok, deci aici... Dar drușaimul la noi în regiune este super cunoscut. Este genială. E genială. Este cea mai bună dulceață de gutui pe care am mâncat-o vreodată. Sincer. Mulțumesc. Sincer vă spun. Dumneavoastră, când ați descoperit drușaimul ăsta? Am descoperit, bine, să știți, asta este o plantă care vine de fapt din Africa de Nord. Eu am fost și în Africa de Nord și l-am văzut și acolo. Și când am venit aici la Buzău, m-am mirat, păi, ce se întâmplă aici în zonă, se găsește mușcata asta și am auzit că bătrâni folosesc asta pentru dulcețuri. Thorsten Kirchner a venit din Germania și când a găsit casa, a știut că acesta este locul său. Am văzut că e o zonă foarte frumoasă, dar încă de dezvoltat. Mm-hmm. Ah, deci v-ați gândit cu omul profesionistul. Da, și am văzut că are de toate. Are vulcan, are o climă frumoasă, are munți, are zona viticolă de alomare, dar lipsește promovare.
infrastructură turistică, promovare, etc. Și ne-am gândit, e sigur că am auzit și de proiectul ăsta de Geopark UNESCO, atunci era numai pe hartie. Și mi-a plăcut foarte mult ideea asta de dezvoltare durabilă. M-am spus că este o zonă care este la o oră jumătate de capitală, că sigur are un potențial enorm de dezvoltare. De acum cam 3 ani, suntem Geopark acreditat de la UNESCO. A fost un primul pas, dar mai trebuie făcut ceva. Și de atunci când am venit aici, am spus, sunt niște locuri foarte interesante care trebuie promovate și a fost, bineînțeles, Vulcan Noroioș, unde toată lumea merge. Dar lângă asta mai sunt încă 2 platouri de Vulcan Noroioș care nu a fost așa de cunoscute și unul e un platou care este chiar în pădure. Eu am spus ascuns și acolo există și un vulcan de pacură, adică chiar unde ieșe petrol din pământ. Și am mers cu turiști care au venit aici, am mers noi, am vorbit atunci cu primar, am spus hai să facem ceva, promovăm, facem un traseu, încă nu s-a făcut, dar ideea există în continuare, dar am mers cu mai mulți turiști, l-am pus pe Google Maps. Și da, cam asta este ce trebuie făcut. Noi căutăm, cum nu avem castele, nu avem o atracție turistică de nota A, spunem așa, trebuie să inventăm ceva, să căutăm locuri și să-l amestecăm, să-l combinăm locuri cu mâncare, cu cultură, cu oameni. Asta, cred că asta este viitorul turismului în zona asta. Pe lângă rafinețuri, aici se găsesc camere pentru odihnă, se fac degustări de vinuri sau vânătoare de trufe, dar mai ales locul mustește de imaginație. Am făcut și acum vreo 2 ani de zile, în momentul în care l-am cunoscut pe domnul Badea și a zis, eu am livadă de smochini și l-am rugat domnul Badea, vă rog frumos, mi-aduce și mie o lădiță de smochine? Și zice, da, haide așa, că ți-aduc. Și mi-a dus lădița de smochine și m-am uitat la ele și am zis, da, ok, toată lumea face gem, toată lumea face dulceață, toată lumea face... Eu fac chutney din el și îl fac dulce iute. Chutney de smochine. Da, și l-am făcut și îl păstrez și acum, de acum 2 ani, ca să văd ce se întâmplă cu el în timp, așa cum am procedat cu absolut tot ce facem aici. Și la un moment dat ne-am văzut toți cei din comunitatea Slow Food la o masă și mai îmi rămăseseră câteva smochine și mi se făcuse rău că mă gândeam că o să se strice și am zis ok, acum facem bruschete cu brânză de capră, cu smochine și cu miere. Și cu mentă din curte și asta am făcut. Mamă, ce nebunie! Deci încă o dată, deci bruschete cu brânza noastră de capră, care este cremoasă, da? Pe care dați un pic de miere. Cu un pic de miere, cu smochinele proaspete și cu frunze de mentă. Cu frunze de mentă. Da. Am spus smochine? Deschideți un pic Via Profi, scrieți chiar așa și veți vedea cât de aproape de Buzău vă duce drumul. Să vedeți unde m-a adus Via Profi. Da, știu, nu e neapărat beton, căci dacă vrei să faci pomicultură, să pui smochine, trebuie să mergi în afara orașului. Orașul e acolo, e Buzăul, Brașovul e în partea aceea și după ce ieșiți de pe drumul național, imediat după calea ferată, ajungeți în locul acesta. O să vă arăt una dintre poveștile extraordinare de pe Via Profi. O să vă arăt ce înseamnă cu adevărat să pui suflet, a pune suflet în pământ, a crește copaci, a da fructe mai departe, smochine. Trebuie să vedeți cum se face lucrul ăsta și trebuie să-l cunoașteți pe domnul Valentin Badea, care este proprietarul, patronul și inima livezii cu smochini de aici, de lângă Buzău. La Valentin Badea, a pune suflet este un lucru palpabil. Economist de profesie, el își iubește smochinii ca pe copiii lui. De ce smochina? Eu nu m-am gândit niciodată la bani. Așa? Totdeauna când m-am gândit la bani, n-am avut parte de ei. Eu am făcut chestia asta dintr-o pasiune. E o poveste întreagă. Am prins o idee, să zic așa, și ideile sunt ca trenul. Dacă te urci în el, l-ai prins, dacă nu te urci, la revedere, dar pleacă. Ei, ideea asta mi-a venit de la 2 smochini pe care aveam în curte și la rândul lor pe care i-am de 50 de ani. Iar toată lumea care vrea să-l viziteze este invitată. Smochinii sunt așa productivi încât dacă vii la cules, o parte din cantitate o primești gratis. Ia uitați, prieteni, stați să mă prezint mestecat. Asta e a doua, așa arată. Sunt atât de bune și au gust. Lumea spune că trebuie să fie, să n-aibă nici prea multă apă, nici prea puțină apă, tocmai ca să le dea gustul ăsta. Perfect. Perfect, perfect. Smochine de România. Smochine de Buzău, la livada cu smochin. Foarte bun.
Avem niște reguli, adică dăm libertate omului, vine, poate să cumpere culese de noi sau să și le culeagă dumnealui. Indiferent din cele două modalități pe care o alege, poate să intre în livadă și să mănânce oricât. Nu avem costuri suplimentare pentru a intra în livadă sau dacă mănâncă ceva. Asta este din partea casei, să zic așa. Nu facem un favor nimănui. Livada cu smochin este geografic lângă Buzău, vă spune Via Profi, dar povestea sufletului are o geografie specială. Toți copacii de aici vin dintr-un singur pom, de pe strada copilăriei lui Valentin Badea. Eu am pomenit smochinii ăștia de la un vecin acum 50 de ani și când mergeam la furat. Da, de smochine? De smochine. Asta l-am mai auzit la furat de cireșe, da, da, dacă aici... Păi era singurul de pe strada noastră care avea smochini. Era un dop de om, îl chema Dumnezeu să-l ierte, Tenciuc, și ne-a chemat că avea un gard mai de plasă și se rupea și a zis, mă copii, veniți să vă dau smochine. Și ne-au dat smochine și la ieșire ne-a dat câte un pui, să-l punem și noi în... Un pui de smochin. Pui de smochin. Și așa s-au mulțit în cartier, că părinții le-au pus, probabil, majoritatea. E, de aici am luat eu materialul săditor acum. De înțelegeți? De la pomii ăia care sunt de acum 50 de ani. Fiind aclimatizați, deci pomii ăștia i-am făcut eu. Dacă drumurile vă vor duce vreodată în preajma Buzăului sau oriunde sunteți în țara asta, intrați un minut pe Via Profi ca să vă dați timp să respirați și să cunoașteți alte minuni.